Pentru prima dată avem capacitatea, tehnologia și cunoștințele pentru a obține o societate globală abundentă pentru toți. Nu mai putem continua în același mod sau consecințele vor fi cu siguranță teribile. Ce este a șasea extinție? Se întâmplă chiar acum? Care este cauza? Ceea ce noi, ca ființe umane, îi facem planetei schimbă condițiile esențiale de viață. Foarte dramatic și foarte rapid. Și cu toate astea, de la dezastru natural la război, sistemul nostru de invalori învechit perpetuează nebunia, punându-ne în pericol pe mai multe fronturi. Oare asta e tot ce putem face? Să curățăm după faptele noastre? Sunt oare politicienii capabili sau chiar competenți să gestioneze lumea din jurul nostru? Oare suntem pur și simplu incapabili de a ne anticipa și planifica viitorul? Ne naștem cu defecte pe care nu le putem schimba? Auzim adesea că natura umană este fixă. Și că trăsăturile noastre cele mai rele sunt înăscute. How are they going to stop being criminals? Oh, nonsense. They were born that way and there's no use trying to change them. La fel ca sistemele mecanice, comportamentul nostru nu are o singură cauză. God gives people good blood and bad blood and there's an end to it. Comportamentul nostru este generat de multele variabile interdependente pe care le întâlnim. Dacă faci o lege și spui să nu fure alimente, ei vor fura alimente dacă asta servește nevoilor familiei lor. Orice lege făcută de om care nu se încadrează în circumstanțele realității va fi încălcată. Idealurile înalte și aspirațiile pe care oamenii le nutresc nu pot fi realizate atunci când există lipsuri și război. Dacă vrei să bombardezi pe cineva, e uimitor cât de puțin se discută despre cât de mult ar putea să coste. Dar când porți o discuție pe tema asta dacă putem sau nu să ajutăm oamenii care suferă, noi devenim brusc foarte conștienți de costuri. Nici o cultură nu evaluează comportamentul uman în acest mod. Dacă ar face-o, oamenii s-ar întreba ce anume generează lăcomia, bigotismul, inegalitățile și războiul. Ei te educă cu valorile care le permit să ajungă la putere. Din păcate, toate societățile din prezent au îndoctrinat oamenii înspre a accepta valorile care îi perpetuează pe cei de la putere. Dacă ideea principală constă într-o lume antrenată de profit, atunci aceste interese vor fi deservite, primele și totul va trece pe plan secund. Asta e trista realitate. Nu există niciun sistem de valori în cultura noastră care să fie într-adevăr benefic pentru umanitate, pentru că toate se bazează pe consumism și pe goana după profit. Noi pompăm chimicale în animale pentru a le face să crească mai repede. Dacă poți multiplica mai rapid celulele dintr-un pui, atunci îl poți vinde mai repede. Acest lucru are un efect asupra corpului uman, ei nu își fac griji în legătură cu asta. Ei își fac griji în ce privește vânzarea puilor. Bogăția este concentrată în mâinile celor mai bogați, mai rapid decât în orice altă perioadă a istoriei. Succesul lumii industrializate a depins de eșecul și lipsa dezvoltării într-o lume în curs de dezvoltare. Motivul pentru care sunt blocați este că sunt dator lumii întâi. Nu am fi prosperat dacă nu ar fi existat munca și servitudinea ucenicească din toate țările în curs de dezvoltare. Așa că dinamica puterii nu se poate schimba niciodată în acest sens, pentru că este literalmente dependentă de felul în care este alcătuită. Munca murdară și periculoasă făcută de copii. Locurile de muncă din mine sunt în mod tipic rezervate pentru adolescenți, având doar ramuri de copaci ca să susțină pereții minelor. Riscul la care se expune este real. Guvernelor țărilor bogate le face să spună că ajută țările sărace să se dezvolte. Dar cine pe cine dezvoltă în această relație? În fiecare an, țările sărace plătesc țărilor bogate aproximativ 600 de miliarde de dolari ca datorie externă. Apoi, țările sărace pierd bani din pricina legilor din domeniul comerțului impuse de țările bogate. În general, sunt peste 2 trilioane de dolari în fiecare an. Sistemul monetar există de sute de ani și chiar dacă ne dăm seama sau nu, a fost mereu folosit pentru a ne controla comportamentul prin limitarea puterii de cumpărare a majorității oamenilor.
Un exemplu în acest sens este sistemul de justiție penală. Și foarte mulți declară că închisorile nu funcționează din cauza asta. Dar în cele din urmă, închisorile reprezintă un succes răsunător ca un instrument destinat controlului social pentru a proteja sistemul politic și social existent. Dacă angajezi oameni a căror unică experiență este încarcerarea indivizilor pentru a încerca să rezolve problemele sociale, atunci nu ai optat pentru cea mai bună soluție. Eu cred că sunt foarte bun în a încarcera oameni și cred că de aceea încarcerarea în masă a fost un mare succes pentru clasa conducătoare din această țară. Statele Unite ocupă primul loc în ce privește o mulțime de lucruri și cred că cel mai important lucru la care putem spune că suntem cei mai buni constă în numărul de oameni pe care îi încarcerăm. Statele Unite cuprind aproximativ 5% din populația lumii, dar noi avem 25% din prizonierii lumii. China are de 4 ori mai mulți locuitori decât Statele Unite și doar jumătate din deținuți. Statele Unite are mai mulți deținuți decât a avut Uniunea Sovietică în timpul celor mai mari epurări și colectivizări din 1930 și din abominabilul gulag sovietic. Sărăcia este un cerc vicios din care rareul săracul reușește să scape. Studiile arată că penuria poate reduce capacitățile mentale și performanța cognitivă. La copii, ea afectează dezvoltarea creierului și memoria. În plus, săracii sunt adesea forțați să trăiască în zone cu o calitate a aerului scăzută. Departe de a fi o problemă doar pentru săraci, toate sferele spectrului socioeconomic au de suferit atunci când aerul, mâncarea și apa sunt poluate de emisiile combustibililor fosili și de radiațiile cauzate de accidentele nucleare. Este Pământul casa de nebune a Universului? E posibil ca războiul să ducă la pierzania noastră, ca să nu mai vorbim de mediul înconjurător. Comportamentele noastre competitive și violente nu reprezintă natura umană, ci sunt pur și simplu rezultatul lipsurilor, toți devenind astfel rivali în lupta pentru a obține ceea ce ne trebuie pentru a supraviețui. Cu toate că lipsurile apar în mod natural, sunt generate și intenționate în cadrul industriilor și guvernelor pentru profit și în numele interesului național. Atâta timp cât acțiunile sunt confundate în sărăcie, noi vom continua să avem conflicte între popoare. Infracțiuni, crime și alte tipuri de violență până la războiul total ca ultima expresie a prostiei umane. Aceste comportamente trebuie depășite dacă ne dorim să supraviețuim. Asta garantează că ciclul violenței va continua. Toate fiind posibilitățile noastre tehnologice de a avea grijă de toți oamenii, trebuie să ne îndreptăm către o abordare diferită. Sau nesfârșitul ciclului de creșteri economice, falimente și război va continua. Nimeni, inclusiv și mai ales Statele Unite, nu pornește la război în numele libertății sau pentru a promova democrația. Singurul stimulent la nivel practic pentru a merge la război este de a obține resurse. În cazul Statelor Unite, cel mai adesea totul se rezumă fie la resursele energetice, fie la sprijinul politic acordat alianților pentru a-și păstra accesul la resursele energetice. Smedley Butler, un major general din Corpul de Marină al Statelor Unite, cel mai decorat pușcaș marin până la momentul morții sale, a spus bine când a scris: am petrecut 33 de ani și 4 luni în serviciul militar activ și în timpul acelei perioade am petrecut cea mai mare parte a timpului ca un bătăuș de grad înalt pentru marile afaceri, pentru Wall Street și pentru bancieri. Pe scurt, am fost un escroc, un gangster pentru capitalism. Am făcut ca Mexicul să fie un loc sigur pentru interesele petroliere americane. Am pus umărul ca Haiti și Cuba să devină un loc propice pentru ca băieții de la National City Bank să poată colecta veniturile. Am ajutat la bagiocorirea a cel puțin 6 republici din America Centrală pentru beneficiul Wall Street-ului. Am ajutat la purificarea statului Nicaragua pentru International Banking House, Banca Internațională a fraților Brown. Am făcut ca Republica Dominicană să fie o piață liberă pentru interesele americane legate de industria zahărului. Am ajutat la pregătirea adecvată a Republicii Honduras pentru companiile americane de fructe. În China, am făcut în așa fel încât Standard Oil
să-și satisfacă nestrânjerit interesele. Privind în urmă, i-a și putut da lui Al Capone câteva ponturi. El a reușit cel mai mult să-și desfășoare înșelătorile în trei sectoare. Eu le-am desfășurat pe trei continente. Războiul este o escrocerie, așa a fost dintotdeauna. Câțiva profită și mulți plătesc, dar există o cale să oprim acest lucru. Nu poți să-l oprești prin conferințe pentru dezarmare. El poate fi stopat efectiv doar prin înlăturarea profitului din război. Universitățile din prezent sunt mai bine echipate ca niciodată. Cele mai bune microscoape, cele mai bune echipamente științifice, bombele sunt din ce în ce mai distrugătoare. Războaiele se înrăutățesc, crimele se înrăutățesc. Nu e nevoie să omorâm oameni sau să bombardăm orașe. Există ceva foarte greșit în cultura noastră, foarte greșit. Învinuind un individ sau o corporație, nu ne ajută cu nimic în depistarea cauzei problemelor. Structura sistemului nostru socioeconomic în sine îi orientează pe toți spre satisfacerea propriilor nevoi, creând un mediu competitiv și caracteristic prădătorilor. Încercarea de a găsi soluții la problemele monumentale în cadrul societății noastre actuale va servi doar ca o cârpeală temporară, ceea ce duce la perpetuarea sistemului care va fi în curând depășit. Acum, mai mult ca oricând, o civilizație durabilă este posibilă, ba mai mult este esențială. Modelele sociale, limbajul și valorile noastre au evoluat din veacuri anterioare. Realitatea penuriei din vremurile timpurii ne-a modelat comportamentul și rămâne adânc înrădăcinat în culturile din prezent. Istoria civilizației este o poveste a schimbării și de asemenea asta include și sistemele noastre sociale. Primele noastre descoperiri au fost doar un fundament în dezvoltarea graduală către știința și tehnologia noastră din prezent, care acum ar putea produce și distribui abundență tuturor. Desfășurarea evenimentelor. Nu există dubii că multe locuri de muncă pur și simplu nu se vor mai întoarce, dar probabil cel mai mare motiv pentru asta este modul în care tehnologia o ia înainte. Dacă continuăm pe căile din prezent, următorii 10 ani vor fi și mai problematici decât ultimii 10, pentru că tehnologia accelerează mai rapid. Dacă continui să concedezi oameni și pui în locul lor mașini, ceea ce se întâmplă în industria auto, roboții ridică toată mașina și o rostesc, montează motorul înăuntru, ei elimină oamenii. Va veni o vreme când milioane de oameni nu vor avea puterea de cumpărare pentru a achiziționa acele mașini. Atunci sistemul se va prăbuși. Toată creșterea noastră este asociată cu creșterea consumului, creșterea utilizării energiei și a altor resurse. Iar când îi întreb pe economiști care este alternativa care să ne permită să continuăm să fim prosperi fără ca să distrugem mediul natural, ei nu au un răspuns pentru asta. Nu există o soluție pentru asta în contextul tipului de societate din prezent. Proiectul Venus propune o alternativă realizabilă. Obiectivul proiectului Venus este să securizeze, să protejeze și să asigure o lume mai bună pentru toți prin aplicarea tehnologiei și ciberneticii pentru îngrijirea oamenilor și a mediului. Oamenii au nevoie de informație pentru a fi capabili să se îndrepte inteligent spre viitor. Fără informație este imposibilă dezvoltarea unei culturi durabile. Nu se poate face cu ajutorul politicii pentru că problemele sunt tehnice. Dacă ai reuși aranjarea celor mai etici oameni din lume cu moralitatea cea mai înaltă să fie puși în guvern, când s-ar întrerupe curentul în casă, tot de un etician va fi nevoie. Când hidrocentralele nu generează suficient curent, tu nu ai nevoie de un politician foarte moral. Tu ai nevoie de un inginer electric. Prin urmare, problemele din lume pot fi rezolvate de oameni tehnici.
Acestea ar fi centrele voastre de cercetare. Tot ce se studiază în această zonă este pentru a vă îmbunătăți nivelul vostru de trai și a tuturor din acea zonă. Nu ar mai exista nici avocați, nici bancheri, nici agenții de publicitate, nici asiguratori, nici vânzători. Fără utilizarea banilor, nu ați avea nevoie de niciunul dintre aceștia. L-ați putea să vă ocupați direct de rezolvarea problemelor pe care toți le avem. La asta am lucrat noi. În prezent, noi ne luptăm cu oamenii care au valori diferite de ale noastre și luptăm pentru resurse limitate. În viitor, nu va mai trebui să faceți asta. Veți lucra în mod cooperativ pentru a îmbunătăți nivelul de trai pentru toată lumea. Mulți cred că eu vreau să dau oamenilor lucru gratuit și că asta îi va răsfăța pe oameni. Te-ai născut în America, dar nu ai avut nicio legătură cu inventarea avionului, telefonului, căilor ferate. Asta există și ești norocos că le-ai moștenit, doar fiindcă ai fost născut aici. Asta nu te face răsfățat. Așadar, nu ar exista nicio bază pentru infracțiuni, deoarece oricine ar avea acces la orice are nevoie. Nimeni nu te-ar lovi la cap ca să-ți fure portofelul, pentru că nu ar exista bani în el. Sistemul monetar ar fi depășit și când am avea acel tip de economie cu abundență, mulți dintre noi ne-am putea utiliza majoritatea timpului lucrând la activitățile care ne plac, activități similare cu cele pe care atenienii le făceau pe timpul epocilor de aur. Ei au avut sclavi umani care să se ocupe de nevoile lor de bază. Noi putem face asta cu roboți.